No, tu mi trebuie. Mulțumesc!
se poate sparge greasa. Mulțumim! Mulțumim! Stai un pic, o rugăciune și apoi. Cine zice o rugăciune? Andreea. Da. Nu știu cum zic. Da. 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 În cinstea mirilor, în gata de plecare, să zicem cu toții o rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Dar de este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Adriana și Viorel, pasul care îl faceți astăzi să fie un pas binecuvântat de Dumnezeu, să fiți fericiți, drum bun în viață. Să fie cu noroc. Să fie cu noroc. Să fie cu noroc.
ați venit? Bine v-am găsit. Mulțumesc foarte să vă binecuvântez. O să vă rog pe domnișoara de onoare să se retragă un pic, să cedeze locul mireasă. Da. Haide, atunci. Invers. Să uit în partea asta la altă. Adică să ai tot timpul aici la mine, nu? Aici e locul. Stai, la soldatul. Mami. Bun, dragilor, vă întrebăm cu multă dragoste părintească și credință strămoșească, de bună voie și nesiliți de nimeni, vă căsătoriți? Da! Nu vă aud! Da! Nu știu! Da! Să vă aștept Dumnezeu să vă binecuvinteze, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin! Poftiți în Sfânta Biserică! Poftiți! Aici. Am un 2 sau numai 1? Am 2. Să-l aștept Dumnezeu. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeu, deschide tare, Sfinte Mâine Moarte, miluiește-ne noi. Sfinte Dumnezeu, deschide tare, Sfinte Mâine Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeu, deschide tare, Sfinte Mâine Moarte, miluiește-ne pe noi. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărăntele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă
și în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pacea Domnului și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pacea Domnului pentru bunăstarea sfintelor Dumnezeu Biserici și pentru mininea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Domnului Dumnezeu, Adriană, Domnului Dumnezeu, Viorel, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Unește-te, Sfânta Omine, cea de la tine, că tu când ai început azi din partea părbătească și femeiască și care se sățește bărbatul cu necinitor, cu strădăghirea mea bărbătească. Însuți, dar, Sfântului Doamne, Dumnezeu nostru, ceea ce ai primit s-a nevărut că este moștenirea ta și de fiți ala este un trei părinții noștri, ce are și ai ea mea, ca un sfârșitul tău, Adrian, și sfârșitul ta, Adrian. Rogul tău, Viorel, și sfârșitul ta, Adrian. Și întărește-vă, Doamne, la urmă credință, înțelegerea de vârșirea noastră. Doamne, ta, să dea bădie și să se întărească toate. Prin ierența la Dumnezeu, să-mi stăpânirea micii. Prin ierența pe care vina credința la Domnului. Prin ierența de Tatăl de Părta Mare. Prin ierența Părintele nostru, ceea ce s-a întâmplat spre Timpul și Vizitor, când a zis. Dați-ne ideea dreaptă lui și Cel ce vreați, mâncându-se-ne de serii. Această dreaptă, Doamne, a întărămat pe lumea mai roșii. Că știi cuvântul tău cel adevărat, cel că s-au întrece cuvântul s-a mâneat. Și de altă lumea ce să se binecuvinteze cu cuvântul tău cel puternic și cu brațul tău cel puternic. Însu dar și acum să pune, binecuvintează această punere a inimilor cu binecuvântarea cerească. Și Îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zilele vieții lor. Că tu ești cel ce binecuvintești și sfințești toate cu Dumnezeu și ție slavă Dumnezeu la noi. Tatălui și Fiului și Sfântului, acum și Dumnezeu și vecii vecii. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, de pe mare, mila ta, rugăți, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru rugării Dumnezeu, Viorel și Adriana, care acum s-au logodit unul cu altul pentru sănătate și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru toți rămânitorii creștini care sunt de față la săvârșirea acestei sfinte slujbe, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Slavă-ți reprezentantului și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecistoște ce se tem de Domnul, care umblă căile Lui. Rodul muncii mâinilor tale te-ai mâncat, fericit ești și bine-ți va fi ție. Mărire ție, Dumnezeului nostru, mărire ție. Femeia ta, ca o firomitoare în laturile casei tale, vită-i ca niște păstare, tinere de măslin împrejurul mesei tale. Mărire ție, Dumnezeului nostru, mărire ție. Iată așa, binecuvântată este împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește.
credință cu Evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă între însa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru prea Sfântul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sărbanului și pentru prea Sfântul Părinte Timotei să părea pentru cinstitea preosime și pentru Hristos Diaconime și pentru Domnul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru romii lui Dumnezeu, Viorel și Adriana, care acum se însoțesc unul cu altul prin taina nunții, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să ne rugăm aceasta ca și cerințarea Galilei, pentru ca să se dea lor cu înțelege de viață, cu pântată și tot de ce se folos, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! De viață în viață, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru ca să fiți părinții aici, în zonă de casă, unia primește și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Cel ce a însuțit pe Iosif cu ascheta și ai dărui lor cruși pe frești de Manase, care ai primit pe Zaharia și pe Elisabeta și ai dat lor prun pe înainte mergătorul, cel ce din rădăcina lui Isidru, pentru că ai crescut pe pururea Micioara și dintre însa te-ai rătat, te-ai întrebat și te-ai însuțit în întâlnirea neamului Măresc, care pentru necredințul tău da și în faunătate, în care ne revedi și puta care era vorbit în mântare, ca să arăți că din viața să face susținerea celor legi și naștere de cuvânt Iglesia. Însuși, Stăpâne prea Sfinte, iubește rugăciunea noastră la ultimă căi și pe pământul și aici, de față, așa nu zău ce ne-ai văzut, binecuvântează mult aceasta. Și dă Dumnezeu pe domnilor pe acestora, Iurel și Adrian, viață pașnică, în orice bune zile, înțelepciune, dragoste, omenea, căneală, cu mântuirea băcii, dar de bun și se înție cu viață, de rugă, la mântuirea și pe și ca Mărinii. Cu grebecește că Dumnezeu și ar vedea pe fiilor lor, păzește viața noastră în viață și le dă lor de o acelor Dumnezeu și de în lume. Umple casele lor din grupe de unele și cu toată mutare, ca să dea și ce vreau să și te vezi și celor ce trebuie să vezi și toate ce trebuie să vezi în iubire. Că Dumnezeu e o zic și curaj și o luat în interie și ție slavă în mărță, împreună și pe care ce putea să prinde și prea să întâlne și bună și viață, dar totul de acum și curia și în veci, în veci, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul nostru, tainice și prea curate, deci într-o nuță ce le trupești pe zătorul răstingăciunii diversul cel curat ce trupețe vieții, însă stăpâne și orice din mici împunea zile pe omul și mai pus pe răcatul stăpâna al cătorii și ai zis, nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i fac și orice ori de trânsul, și nu într-una din coastă reluieze din femeie pe care văzând-o Adam a zis, iată cum o zi maxele mele și trup din trupul meu aceasta se va fi femeie, căci din bărbatul să s-a luat ea pentru aceasta, va lăsa un pe tatăl să-și fie mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Și pe care Dumnezeu i-a unit omul să-mi desfartă și acum stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, trimite harul tău cel ce le spui străbui de aceștia, Iorel și Adriana, și de roame tale acestea să se plece în toate bărbatului său,
și rugându-o acestuia să fie capele ca să le ținească după voia ta. Binecuvintează-i pe Dânsii, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Avram și pe Sara, binecuvintează-i pe Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca, binecuvintează-i pe Dânsii, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Iacob și pe toți patriarhii, binecuvintează-i pe Dânsii, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Iosif și pe Simeta, binecuvintează-i pe Dânsii, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Moise și pe Sefora, binecuvintează-i pe Dânsii, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Iacob și pe Ana, binecuvintează-i pe Dânsii, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Zaharia și pe Elisabeta, păzește-i pe Dânsii, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe noi în corabie, păzește-i pe Dânsii, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe Ionat în curte spre Chiptului, păzește-i pe Dânsii, Doamne Dumnezeul nostru, precum ai păzit de foc pe Sfinți spre Tine, trivițul rodice, și să vină peste ei bucuria cea pe care a avut-o fericitări din acredat la cinstita cruce, adus aminte de Dânsii, Doamne Dumnezeul nostru, precum ți-a adus aminte de noapte de semn și de linii, adus aminte de Dânsii, Doamne Dumnezeul nostru, precum ți-a adus aminte de Sfinții de 40 de mucenici din țânălor bunul din cer, adus aminte de Dânsii, Doamne Dumnezeul nostru, precum ți-a adus aminte de părinților care au născut și cred și au crescut pentru cărcăciune părinților, întărește menirile caselor copiilor, adus aminte, Doamne Dumnezeul nostru, de robii tăi, nașilor și de mutașii care s-au adunat la săvârșirea acestei sfinte taine. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeul nostru, de robul tău, Viorel, și de roaba ta, Adriana, și binecuvintează-ne dâșii. Dă-le roadă pe trece crunci bun și bună înțelegere sufletească și trupească, în alții pe cacete livane, ca o viață răzbită, dă-le roadele cu pământului, ca toată desfărarea Dumnezeu să spărească spre toată partea în cea bună și neplăcută ție, și să vadă pe fiii lor care niște pătițe tine de măsuri din împrejurul meseilor, bineplăcând înaintea ta să strucească pe cuvântului pe cer tine Domnul nostru, că ori să-mi vine slava, puterea, cinstea și înțelepciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și cururea și în vecii vecilor. Doamne, miluiește! Dumnezeule cel Sfânt, care din țărână ai făcut pe omul și din coasta lui ai făcut femeie și ai însoțit părinții de ajutor, ca așa a făcut slavă ta, ca să nu fie mult sigur pe pământ, însuși ea cu stăpâne, întinde mâna ta din Sfântul Tolocaș și unește pe omul de Viorel, cu roaba ta, Adriana. Pentru că de către tine se înțelegește bărbatul cu femeia. Unește pe Dânsii într-un gând, încununează într-un trup, dăruiește-le lor roadă pântecelui, dobândire de prunci bune. Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se cunună robului Dumnezeu Viorel, cu roaba lui Dumnezeu Adriana, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună robului Dumnezeu Viorel, cu roaba lui Dumnezeu Adriana, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Așa, prindeți-i cu mine. Așa. Se cunună roama de Dumnezeu, Adriana,
Robul Dumnezeu Viorel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Aaa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 a
Sfântului Duh. Amin. Se cunună la mea Dumnezeu Adriana, cu Rocului Dumnezeu Viorel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, te cununează-i pe dânsii. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, care se făcuse mic și nu
strigat Domnul către mine și a spus, o ce o bune, tâinul cel bun, și când au fost bine, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut cel bun până acum, acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei. Și s-a arătat slava sa și-au crezut în trânsul ucenicii săi. Mărire ție, Doamne, mărire ție! Să zicem toți din tot sufletul și tot cugetul nostru, să zice, Doamne, miluiește! Doamne, tot stăpânitorul Dumnezeu, părinților noștri, rugăție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, împrotirea robilor lui Dumnezeu, Viorel și Adriana, care acum se însuțesc unul cu altul prin taina nunții și pentru casă să dăruiască lor iertare de toate creșoace de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți revolitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeu, ieșiți-i slavă să Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Oh.
și numele Domnului voi chema. Aleluia. Mă
ție, Hristoase, Dumnezeule, laudă apostolilor și bucuria ucenicilor, a căror predicare este treimea cea de o ființă. Și a unirii dintre noi, și a unirii dintre noi, până la mormânt, până la mormânt, curat, neîntrerupt, dreaptă, și cinstit, și nu mă voi abate de la datoriile noastre, de la datoriile noastre, urmând ce este plăcut lui Dumnezeu, urmând ce este plăcut lui Dumnezeu, și oameni, așa să ne ajută Dumnezeu. Măriuță din binecatul la binecătat, să fii ca Isaac să te mântești ca el acolo. O plână pace și o plână dreptate, poruncile lui Dumnezeu. Căsătorie. Voi păzi legătura dragostei. Voi păzi legătura dragostei. Și a unirii dintre noi. Și a unirii dintre noi. Până la mormânt. Până la mormânt. Curată. Curată. Neîntrerupt. Și cinstit. Și nu mă voi abate de la datoriile noastre. Și nu mă voi abate de la datoriile noastre. Urmând ce este plăcut lui Dumnezeu și oameni. Urmând ce este plăcut lui Dumnezeu și oameni. Așa se ne ajută. Așa se ne ajută. Și tu, Miria, să mărim în Sfânta Sală, să te veselești care vrei ca să te mulțești care vrei, veselindu-te cu bărbatul tău și păzindu-te.
Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Iată, fiilor duhovnicești, impunerea mâinilor pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Luce, a săvârșit rământ înaintea Sfântului Altar, că ne spățit legătura dragoste și a unii dintre voi până la mormânt curată, neîntreruptă, dreaptă și cinstită, și că nu vă veți abate de la datorii de voastre, nici unii ce au de pământ ce se păzut Dumnezeu și oamenilor. Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, care a venit în țara Galilei și nunta de acolo a binecuvântat-o, binecuvântează și printre aceștia Viorel și Adriana, care cu purtarea ta de grijă s-au însoțit prin unirea nunții. Binecuvântează intrările și ieșirile lor, înmulțește bunătăți viața lor, primește cu mine lor împărăția ta, păzindu-i curați, fără prihană, neasupriți în veci și lor. Astăzi și multe felicitări.
Însă cel mai mare dar care l-ați primit este acesta de la Dumnezeu, că va binecuvânta dragostea voastră, ca să fiți soț și soție, ca împreună să mergeți pe drumul căsătoriei și să aveți naștere de poruncicunos de folos. Este foarte important acest lucru, că aveți binecuvântarea lui Dumnezeu din acest moment. V-ați pregătit de nuntă cu mult timp în urmă și ați căutat ca toate să fie de nota 10. Și ați reușit, în mare parte, toate le-ați reușit. Și este foarte bine, este foarte frumos, bucuria este de partea voastră. Momentele acestea nu le veți uita toată viața. Ele sunt înregistrate, pe camera de la vedere, pe poze, și așa departe. Și nu le veți privi și mai târziu, și copiii voștri le vor privi și vă veți aduce aminte cu mare drag de aceste momente emoționante. Sunt momente unice, omul le trăiește o dată în viață și așa cu bine, o dată în viață se treacă în aceste momente. E adevărat și cu stres, dar sunt momente unice, frumoase, în care jurământul a rămas în sănătate, așa cum ați spus dumneavoastră, iubiți mie. Vedeți, ați primit paharul mântuirii și s-a cântat și Părintele v-a forțat într-un fel să gustați acel pișcol cu miere. Paharul mântuirii voi lua și unde Domnului meu voi chema. Ce frumos! Părinții nași împreună dumneavoastră, iubiți mie, ați gustat din paharul dulce al familiei. Pentru că toți formați o familie de acum înainte. Părinții plumești, i-a dat Dumnezeu. Părinții sufletești, i-a străzut dumneavoastră. Și iată, formați familia mare de acum înainte, familia unită, numele Sfintei Treimi. Numele Sfintei Treimi, toată comunia se rotește numele Sfintei Treimi. Pentru că, vedeți, voi, mirii, părinții, și nașii formează o treime. Sau Dumnezeu din cer și mirii și cu nașii formează o treime. Sau copiii care o să vedea Dumnezeu cu dumneavoastră și cu Dumnezeu din cer formați o treime. Toate acestea se vorbim în jurul Sfintei Treime. Punerea inelelor, a verighetelor pe degete, simbolizează faptul că voi v-ați fătăluit unul celuilalt. Și că de acum înainte voi numai bine și nu aveți dreptul și nu trebuie să vă uitați în stânga și în dreapta. Și fiecare să se uite la familia sa, să muncească, să se sârguiască, să se străduiască pentru familia sa, pentru iubirea sa. Iar apoi taina cununiei, ați primit cununile pe cap, cum ați spus cununile acestea naturale din grâu, așa, ați primit cununile pe cap, ce este semnul că de acum înainte formați familia creștină în numele Sfintei Treimi și purtați cununile acestea în mod nevăzut. Ele v-au pus toate de pe cap, dar în mod nevăzut le purtați toată viața. Ca un semn văzut rămâne verigheta pe mână. Este semnul văzut al cununilor care s-au luat. Și verigheta arată toată viața, o să arate că voi sunteți sortiți unul pentru celălalt, că formați comunitate. Așa precum omul are doi ochi, dar are o singură privire, așa cum are două urechi, dar o singură ascultare, două mâini, dar o singură lucrare, două picioare și mai departe, un singur drum, drumul căsniciei. Acesta, pe acesta voi ați plecat astăzi. Drumul căsniciei. Iubite mine, Viorel, în urmă cu 22 de ani te-am botezat. Nu-i așa? Iată, bucurie este de partea mea că acum sunt la cununia mea. Și mâine, pui mâine la botezul gruncul ăsta, Dumnezeu să fie lucească. Toate sunt la vremea lor. Toate sunt la vremea lor. Și toate sunt binecuvântare lui Dumnezeu. Ai acum, de acum înainte, această mare sarcină. De a-ți avea grijă de familie, de soție, de a face tot posibilul ca pe drumul vieții să căutați mântuirea. Nu doar cele materiale în viață, nu doar cele care se văd,
și sufletul și mântuirea care unde este undeva și trebuie toți să o atingem și toți veselim în fiecare parte cât să reușim în Bunul Dumnezeu, dar și voi la rândul vostru să vă sfidiți să ajungeți pentru mântuirea voastră, ajutându-vă, ridicându-vă în pe altul. Iubită mireasă, v-am spus, sunteți atât de frumoși și atât de drăguți cu celălalt ca două picături și prezentă tot timpul și la Biserica din Berbești, te-am văzut, ești aproape de soțul tău de acum înainte, să-l cinstești, să-l prețuiești și întotdeauna să asculți de el și el, să asculte de tine, un dialog să ascultați. Rolul părinților de acum înainte este ca rugăciunea, rugăciunea dumneavoastră părinților să-i însoțească pe ei. Cu aceasta să îi ajutați mai mult. Desigur că și cu cele materiale, întotdeauna cu mama asta va întreba, oare e bine fica mea sau e bine fiul meu și mai departe. Gândul părinților la voi va fi în continuu de acum înainte, dar important este rolul nașilor. Ei vă spun părinții spirituali și ei vor căuta să vă spună de bine, să vă facă să fiți optimiști, să vă încurajeze și așa mai departe. De naștere să ascultați și să cinstiți cu mare drag, fac parte din familia dumneavoastră. Iată, pornim pe acest drum, porniți pe acest drum și noi împreună dumneavoastră vă susținem, fiți miri și vom căuta să vă fim alături și să vă prețuim, să vă iubim, așa cum și până acum ați fost prețuiți și iubiți de familie dumneavoastră. Drum bun pe drumul în care plecați și Dumnezeu să vă ajute și să trăiți într-un mult și fericit. Amin. Amin. Preacenice Părinte, iubiți miri, cistiți în mănaș și mântaș, două minute vreau doar să vă rețin în final. Ca un care m-am îndrăgostit de dumneavoastră. Văzându-vă cât de frumoși și cât de luminoși sunteți toți aici, pur și simplu m-am îndrăgostit de dumneavoastră de toți. Vă mărturisesc cu o sinceră mărturisire, să zic așa. Și de aceea îi dau slavă lui Dumnezeu că iată ne-a dat să trăim împreună momente frumoase și momente de dragoste. Căci aceasta este definiția creștinismului. Este dragostea. Dragostea este argumentul și motivul principal al întâlnirilor. Aceasta este dragostea interpersonal. Și vă mai mărturisesc un fapt. Văzându-i pe acești frumoși copii ai dumneavoastră și fiine ai dumneavoastră, văzându-i cât de sincer sunt, cât de plăcut sunt, m-am gândit, Doamne, ce părinți pot să ai, care i-au educat atât de frumos, atât de fragil, parcă sunt două flori. Și nu numai trupește, ci și sufletește. În urmă cu o zi, i-am avut la scaunul spumetan, așa cum se întâmplă. Și i-am cercetat că așa este în viață. Dar vă spun, sunt niște tineri extraordinari. Și o să mă rog de acum înainte. Ca Dumnezeu să-i ține la fel de frumoși, sufletește și trupește. Pe ei, dar și pe dumneavoastră, care sunteți acum familia extinsă. Și nu degeaba, la popor, ci spune vorba că cine se aseamănă, se adună. Ei se aseamănă, să știți. Și se adună. S-au adunat Dumnezeu, le-a ajutat și s-au întâlnit. S-au unul de priza și la rătăriva Romului. Strâmtura, Adriana de strâmtura, fiica noastră duplicească, iar Viorel, pe care l-am botezat astăzi, am spus Adriana. Cine știe, poate când o să aibă un băiețel mai târziu. Poate că se vor gândi la acest aspect. Zic și eu, nu știu.
Că nu este nimic întâmplător. Nimic întâmplător. De aceea, aceasta mă copleșește astăzi. Bucuria și dragostea. Și o să vă rog un lucru. Vedeți crucea aceea răstignirii? Aș vrea ca toată viața să vă țineți de mână cu mâna așa cum sunteți astăzi, iar cu cealaltă mână să-L țineți pe Hristos, să-L țineți pe Dumnezeu, să vă agățați de mâinile Lui. Pentru că fără de Dumnezeu nu poate face nimic în viață. De aceea dăm slavă Dumnezeu pentru acest binecuvântat moment și vă dorim în continuare petrecere binecuvântată și o viață frumoasă și binecuvântată, așa ca ziua de astăzi și așa ca dumneavoastră. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Robilor tăi, Viorel și Adriana, dă-le, Doamne, viață îndelungată, naștere de prunci buni, într-un mulți și fericiți ani, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. La mulți ani, la mulți ani și fericire binecuvântată. Să vă trăiască, să vă trăiască, să vă trăiască, să vă trăiască, să vă trăiască. 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 Să ne trăiască într-un mult și fericit an. La mulți ani.
Dragi invitați, avem deosebită plăcere de a primi minuna Simil în sală, care vă rog să-i întâmpinați cu multe aplauze, să ridicăm puțin în picioare, să-i întâmpinăm cu multe, multe aplauze! Thank you.
Avem cea mai frumoasă nuntă în această seară, dar nici o nuntă nu începe fără o binecuvântare. Așa că aș avea rugămintea să ne ridicăm cu toți în picioare, să zicem o sfântă binecuvântare, care vă dă Domnul Părinte. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi sfinte și mântuiește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și mântuirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului, facă și Tuia și Dumnezeu la mine. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, într-un lume Domnului, preacucim și Părinte, binecuvântați. Hristos, Dumnezeu, le binecuvintează mâncarea de autura, nunta și pe toți mântașii, pe Sfânte și totdeauna, acum și curulea și în vecii vecilor, amin. Să trăiască mirii noștri Viorel și Adriana la mulți ani. Și să aveți petrecere frumoasă. Doamne ajută, la mulți ani să trăiți. Să-i aplaudăm.
Dumnezeu.